Salutare tuturor, sunt eu, Andra, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt ce decorațiuni mi-am cumpărat eu pentru Paște, pentru primăvară, pentru perioada asta acum. Inițial voiam să vă arăt ce mi-am cumpărat și apoi să filmez și cum am de gând să le aranjez prin casă. Nu sunt multe, dar erau ale mele și voiam să vă inspir cumva. O mare parte din ceea ce vă arăt aici, sau o parte importantă din ceea ce vreau să vă arăt aici, am comandat pe site-ul H&M Belgia și mi-a venit foarte târziu. Am primit e-mail și cereau scuze că e perioada aglomerată și că nu voi primi pachetul la fel de repede. Cert este că nu mai am timp să le mai și așez până vedeți voi videoclipul ăsta, dar am aici un videoclip de anul trecut. Poate că sunt mari șanse să nu-l fi văzut. O să-l pun în descriere și pe aici pe ecran, pe unde se poate. Și acolo am 5 idei foarte simple și necostisitoare, într-adevăr necostisitoare, prin care puteți să faceți mici artificii de primăvară, de Paște. Și totodată, în al doilea rând vreau să spun, vă place să vedeți, vă place să și vedeți lucruri. Așa că eu cred că oricum este un câștig și am decis să fac oricum acest videoclip, măcar să vă arăt ce mi-am cumpărat. Dar ce pot să fac, o să încerc să vă explic cum am gândit eu să le combin și ce m-am gândit eu să fac cu ele. Vă spuneam că a venit comanda de la H&M și a venit în cutia asta. Și cutia nu este plină. Nu este plină cu lucruri de la ei, dar am folosit-o eu să depozitez și restul de lucruri pe care le-am cumpărat. Mai am și pe jos vreo două, chiar să nu îi să vi le arăt pe alea. Cred că mai bine încep cu alea. Ce am primit de la H&M nu am desfăcut. Efectiv, doar am luat capacul și am pus restul lucrurilor aici. Și asta se întâmpla aseară, pentru că ieri am primit cutia. Le-am pus pe toate aici. Nu am găsit două chestii. Nu știu. Știu sigur că le-am pus în coș și știu sigur că le-am plătit. Nu am ajuns cu ele acasă, este vorba de un coș așa, un coșuleț, era un coșuleț mic din crenguțe și de niște ouă din lemn. O să vă arăt eu ceva de genul, niște ouă din lemn natur pe care eu vreau să le vopsesc auriu. Nu le-am găsit cel puțin până în acest moment, sper să le găsesc de aici încolo. Dar revin la ce le-am batunat aici, că presupun că de-aia ați venit. Nu să treceți prin niște introduceri foarte, foarte mari. Revenim, gata, revenim. Ce am zis? Să nu uit să vă arăt ce am jos. Haideți să pun din nou cutia aici și să vă arăt ce am jos. Să fiu sigură că nu uit și pe urmă o să facem și unboxing-ul de la H&M. După ce, bineînțeles, termin cu restul care le-am pus deasupra acolo. Și avem prima dată. Am trei crenguțe. Acum văd că scrie Salix Caprea, Magical Silver. Aha. Crengi decorative din natură. Ok. Și zice că nu trebuie puse în apă. Dacă aș fi știut și eu asta mai devreme, eu am adunat de afară chestii de genul, a fost o furtună aici la un moment dat și au toaletat foarte mult copacii și erau crengi câte voiai la liber cu acești pufuleți pe care o să vi arăt eu acum mai bine după ce o să deschid ambalajul. Ușor că se rup, vine să cred, s-au rupt deja trei. Ok, asta înseamnă că nu o să desfac decât pe astea, ca să le vedeți voi. Deci, practic, aici sunt 4, 5 și cam așa sunt în fiecare ambalaj și sunt niște crenguțe de primăvară.
Și asta este ceea ce mi s-a întâmplat. Focalizează. Nu focalizează. Uitați. Astea au căzut. Ei, eu iubesc chestiile astea. Mi se par incredibile. Cum arată în poză? Cum arată? Mi se pare un simbol al vieții. Mi se pare... Dar dacă le pui înapoi acest simbol al vieții, își va continua viața și ce se va întâmpla vor înverzi. Eu nu am știut acest lucru, am crezut că ținându-le în apă voi opri procesul prin care să cadă acești pufuleți, dar se pare că pufuleții nu cad. Ei se conservă dacă nu îi pui în apă. Astea sunt. Vai, a mai căzut unul. Dar sunt minunate. În orice caz o să le pun într-o vază și... Cred că o să le pun chiar pe scară, că am un loc acolo liber unde nu este nimic și sunt perfecte pentru perioada asta și merg foarte bine și iarna și oricând vreți voi. Astea sunt, mi le-am dorit tare mult și le-am găsit și la 30% reducere. Era 4 euro un ambalaj, că nu știu cum să le spun, și le-am luat cu 30% reducere. A doua chestie pe care vreau să vă arăt și care va fi practic baza aranjamentului de Paște pe care vreau să-l fac, care va sta pe masa de Paște și care va sta și înainte de Paște și cu siguranță va sta ceva timp și după Paște, este o bucată de marmură. O vedeți? Care are și inserția asta aici, inserțiile astea de fapt extraordinare, îmi place foarte mult. Aici unde vedeți că are o gaură, avea și un fel de... Era prins așa cu un... Îmi vine cordon, dar nu cred că ăsta este cuvântul. Cu un fel de ață, numai că ața era din piele, așa, și nu mi s-a părut că aduce ceea ce îmi doream eu. Dar am eliminat... chestia respectivă și arată foarte, foarte bine, dar este și foarte, foarte grea pentru că este marmură. Pe asta am luat-o de la TK Maxx, am luat-o și de-abia așteptam să-mi vină și restul lucrurilor să pot să o folosesc. Am pus-o pe picioare, este grea și nu prea pot să respir. Stați să o pun jos. În continuare, asta nu este decorațiune, dar le aveam pe toate acolo și le-am pus ca să vă arăt că mi se pare super dulce și sper să iasă așa, să nu fie doar reclamă. Am luat un mix din ăsta de prăjituri, care sigur putem să facem mult mai gustoase și poate mult mai sănătoase, dar sunt doar 9 cupcakes, deci vă dați seama că nu e ceva care să producă vreo daună totală și mai ales dacă și mănânci mai multe persoane. Sper că vedeți, este un mix de cupcakes. Adaugi tu aici 100 de grame de unt, 2 ouă și 30 ml de apă și are înăuntru fondant și tot ce trebuie pentru a face... Vede mie privirea și nu vrea să focalizeze. Ia să vedem. Vrea? Ia uitați. E, așa ar trebui să iasă. Un mix. Un mix ca să faci și niște brownies, niște cupcakes, care arată ca un funduleț de iepuraș. S-a vândut singur ăsta. Dar uitați ce drăguțe sunt și astea. Câte sunt? Sunt 12 ouă, dacă nu mă înșel, da? Și am impresia că pe cameră se văd așa niște ouă mari, dar nu, sunt niște ca niște ouă de prepeliță. Ia uitați! Vedeți? Deci ăsta ar fi degetul meu și ăsta ar fi un ou. Foarte drăguț. Dar dacă nu o să am de ce să le prind, deși e mare lucru să la urmă să ieși afară și în curte să iau niște crenguțe, o să le așez. O să le așez și poate o să le așez, dar nu cred,
dar ca idee să testăm, vreau să vă arăt acest bol. Ia uitați-l. Este un bol, cred că este luminozitatea cam mare. Ia, îl vedeți de aici? Este un bol care are aici un iepuraș care stă ca într-o bărcuță. Eu sper că observați. Uitați-l și aici, cum stă cu mâinile la cap, așa. Și ăsta este, cred că, cel mai indicat ar fi să pun ouăle pe care le vopsesc. Foarte multe ouă n-o să vopsesc eu, că nu este cazul. Dar este extra, extra special. Îmi place tare mult. Chiar sper că l-ați văzut. Eu câteodată am impresia că nu se vede pe cameră, dar pe urmă în editare îmi dau seama că s-a văzut foarte bine. În caz de nu vă dați seama de culoare, pentru că se vor mai distorsiona culorile, este un verde mentă. Foarte, foarte deschis. Este și o culoare așa care se poartă. Și am pus și un nou acolo să fie. Dacă tot am ajuns, Miți a găsit ceva pe jos. A, știu ce a găsit. Ați văzut că mai devreme s-a rupt pufuleții respectiv și a găsit unul în pufulete din ăla și se joacă cu ei pe aici. Foarte drăguțe pisicuțele. Suntem în zona de iepuraș, să revenim. Și ia uitați-l pe ăsta. Are eticheta, dar cred că acum este safe. Să o dăm jos, Missy se joacă în continuare. Nu știu dacă se aude. Da, ăsta vreau să vă arăt. Este un iepuraș auriu. Este super, super drăguț. Și înainte să-l văd, mi-am cumpărat un alt iepuraș. Căutam un iepuraș pe care vreau să-l pun într-un loc al lume. Dar ăsta l-am cumpărat de la Cor, am impresia. Dar mai înainte am fost la Acțion, zic, n-am cum să nu găsesc la Acțion iepuri, trebuie să găsesc eu ceva. N-am găsit ceva ce îmi plăcea foarte, foarte mult, în schimb l-am găsit pe ăsta, care este un iepure, sprijinit de un ou, așa, își face siesta, așa, sau îl cară în spate, nu știu, deși dacă l-ar căra, trebuie să fie un pic mai aplecat, așa, în schimb el stă foarte relaxat. Ok, deci dacă auziți pe aici pisici care leargă pe scări, nu vă speriați, totul este sub control. Asta este. L-am cumpărat ca un compromis și bineînțeles karma își face de cap și la 10 minute am ajuns în Cora și l-am găsit pe ăsta și am zis pe ăsta l-am vreau în principal. Acum dacă l-am cumpărat și pe ăsta, niciodată nu poți să ai prea mulți iepurași. Comentați în josul videoclipului dacă credeți că există vreo dată când poți să ai prea mulți iepurași. Mi-am pus cutia ca să văd eu bine ce am aici. Apropo de iepurași, uitați ce am găsit, am luat 3. Mai am 2 de anul trecut, nu la fel, altfel, dar am zis că dacă iau în fiecare an câte 6 din astea, să zicem, în scurt timp o să fie un pic cam prea mult. Ce este, ce este? Este un suport de ouă, cum cred că v-ați dat seama și singuri, care are niște mustăți de iepuraș și care are și urechiușe. Și am încercat un ou crud după ce l-am cumpărat. Se întâmplă ceva. Și se întâmplă anume că ok, deci este un porțelan care are aici o gaură și spre deosebire de alte porțelanuri, asta a venit cu un top. Probabil că nu intră mizeria acolo și așa mai departe. N-am văzut până acum, dar foarte drăguțe. Pe celelalte două le-am pus jos să nu le scape aici. Și o să fie să avem ce să punem. Și vor fi, că nu e mare lucru. Era să iau din nou cutia să o pun în poală.
miroase neapărat la primăvară, dar miroase foarte frumos, însă eu am cumpărat-o, este o lumânare parfumată, pentru că scrie pe ea Spring has sprung. A înflorit primăvara și chiar a înflorit la noi în grădină, cel puțin se simte bine că e primăvară. Vreau să vă prezint aceste flori minunate care sunt din grădina noastră. Recunosc că le-am luat și eu pe alea care mi s-au părut mai pe sfârșit, pentru că îmi este milă să le rup. Avem 10 de flori în primăvara asta în grădină, pentru că ne-am ocupat asta toamnă și este minunat. Și pe asta m-am îndurat să le aduc aici, să vă bucurați și voi de ele. O lumânare parfumată. Este și cu galben. Merge așa în ceea ce mi-am imaginat eu să fac. Și acum haideți că iau din nou cutia. Mă cam agit. Se cunoaște că am început să filmez mai rar, pentru că nu știu dacă se vede, dar eu așa în interiorul meu mă cam agit să iasă lucrurile cum trebuie. Și văd că am început să și transpir și să și obosesc, deși să fim serioși că mare lucru n-am făcut. Habar n-am ce am luat aici. Facem acum unboxing, v-am zis că facem unboxing de la... Ah, mi-am adus aminte. Toate produsele sunt luate din categoria H&M Home. Asta este o treabă pe care o înfigi în ghiveci și dacă ai o floare mai bleagă așa, se poate sprijini de ea, dar în același timp poate fi folosită și ca un element de decor. Și am văzut eu că este frunză și că este și aurie și am zis că ar merge pentru perioada asta. Cred că se vede mai... De la depărtare se înțelege mai bine ce e cu ea. Are aici un vârf ascuțit, se înfige în ghiveci. Dacă știam că e atât de drăguță, mai cumpăram. Dar nu cred că au dispărut, că până la urmă nu sunt neapărat de Paște, ca să zici că o să dispară. Foarte drăguță, merită să mai cumpăr din astea, mai ales dacă ții florile în casă, pentru florile de interior. Adaug așa un pic de ceva, un pic de auriu. Aici mi-am cumpărat două ochi. Haideți că erau lipite și ăsta mi-a rămas prins de mână. Mi-am cumpărat 3 șervețele. Pentru 4 șervețele, cer scuze. Pentru masa de Paște. Nu v-am arătat, au venit foarte drăguți, uite că nu v-am arătat. Deci era chestia asta aici așa. Ok? Prinsă în fundiță cu eticheta Recycled cotton. O să păstrez panglica asta că sigur o să-mi folosească. Și aici sunt șervețelele. Și acum le descoperim împreună. Astea sunt pătrate. Sunt acum și sub lumine aici și văd puțin prin ele. Dar ok, sunt din bumbac. Sunt galbene, un galben deschis ce este drept, un galben care bate un pic spre crem, mi-ar fi plăcut să fie mai galbene, dar asta este când cumperi online, nu știi, și am luat și o față de masă, care asta este mai galbenă ce-i drept. Haideți că dau cutia. Asta este mai galbenă, dar mi-a plăcut modelul ăsta pe care îl are. Nu este o față de masă simplă. Dacă intrați la ei pe site, o să vedeți acolo că au o poză pe care au făcut ei așa ca sursă de inspirație și se vede foarte frumos fața de masă acolo. S-ar putea să fie un pic cam mare pentru masa noastră. Dar nu este atât de mare încât să fie ridicolă și până la urmă nu e ca și când nu o să o folosesc de mai multe ori, pe mai multe mese de-a lungul timpului.
Este în același material precum șervețelele, care, după cum vedeți, sunt un pic mai deschise, dar până la urmă n-am luat set. Sunt niște chestii care se combină, aceeași culoare, dar mai multe nuanțe. Că am înțeles eu că ăsta ar fi scopul final, nu? Dacă vrei să decorezi într-o anumită culoare, încearcă să nu iei aceeași culoare solidă peste tot, să fie nuanțele acelei culori. The more you know. Și ăsta este ultimul. Ăsta a fost marele unboxing de la H&M. Și acum am ajuns la piesa de rezistență, cum ar veni. Sunt tare curioasă că erau două mărimi și am tot ezitat între alea două mărimi, când puneam mărimea aia, când nu puneam pe cealaltă. La un moment dat am vrut să le iau pe amândouă, dar am zis dacă nu-mi plac. Ok. De ce am impresia că pe site avea capac treaba asta? Ok, sunt super dezamăgită că nu are capac. Adică... Ok, deci despre asta vorbesc. Este un felinar auriu pe care eu aș vrea să folosesc ca piesă centrală pe masă. Da, să dau și spuma asta jos, că nu pare deloc atrăgător. Vă spun că sunt dezamăgită, că am dat și aproape vreo 30 de euro pe el. Am impresia sau visez că pe site avea capac și dacă avea aici un capac, mi se părea mai ok. În fine, ideea este că pe marmură voiam să pun... Și o să pun acest felinar și în felinar voiam să pun o aurii și iepurașul auriu și probabil și o instalație cu baterii ceva. Și ăsta ar fi fost și o să fie aranjamentul pentru masa de Paște. Aici, ca circumferință, este ceea ce trebuie, fiindcă încape foarte bine iepurașul și se vede și foarte bine. Un pic cam înalt este și îmi displace că n-are capac. Adică acum o să intre aici și... Nu știu ce o să intre, dar mi-ar fi plăcut mai mult să fie așa ceva încastrat aici, să fie ceva protejat așa, exact ca cum era trandafirul Belei din Frumoasa și Bestia. Da. Marmura asta este destul de mare, dar pus acest felinar pe ea, nu mai pare la fel de mare. Încep să mă obișnuiesc cu acest felinar. Nu este urât. Dacă vă doriți ceva de genul, pare destul de sănătos, sticla pare destul de ok, doar că nu cred că își merită bani, atât tot. Dar pentru o dată pe an arată foarte bine și pe urmă sunt sigură că o să am unde să-l pun, adică asta nu este nicio problemă. Cred că ar merge și asta aici, dar merge foarte bine. Ceva de genul. E, acum spuneți-mi și voi dacă eu așa în imaginația mea m-am gândit bine să fac treaba asta. Eu zic că se vede foarte bine cu treaba aia înăuntru. De fapt, mă gândeam că o să fie și de asta am cumpărat-o și pe urmă zic că o pun la o floare. O să pun de jur împrejurul iepurașului ouă aurii. Ori pe cele din lemn, dacă le găsești, să le vopsezi, dacă nu pe acestea, că sunt tot cu auriu. Și cred că arată foarte, foarte bine. Eventual mai pun ceva floricele pe aici. O să văd eu. Cel mai mult din ce mi-am cumpărat de la H&M, îmi
plac lucrurile pentru masă, fața de masă și șervețelele. Sunt de acolo din zona în care vreau eu să duc lucrurile. Și floarea, frunza respectivă aurie. Și eu așa fac mereu. La prima vedere nu sunt foarte convinsă, dar acum când m-am uitat spre el, a început să-mi placă din ce în ce mai mult felinarul. Până la urmă, dacă mi se pare prea mică tava din marmură, pot să-l pun direct așa pe masă sau pot să cumpăr ceva mai mare. O să văd eu ce se întâmplă. Aștept să treacă Paștele Catolic, o să fie duminica asta. Și pe urmă se mai găsesc lucruri la reducere și dacă simt eu că e nevoie, o să mai cumpăr niște lucruri. Însă, eu zic că cu tot ce v-am arătat aici, pot să pun așa mici accente prin casă, să se simtă că a venit primăvara, să se simtă că a venit Paștele. Sper că v-a plăcut ce ați văzut, sper că ați văzut lucruri drăguțe, că v-a mai trecut timpul și bineînțeles dacă vreți să spuneți părerea voastră, dacă decorați de Paște, dacă decorați de primăvară, mai spuneți-mi ce mai faceți și ce mai ziceți și voi. Eu asta am fost pentru astăzi cu decorațiunile mele de primăvară, de Paște. Vă doresc Paște fericit dacă sărbătoriți, dacă nu, vă doresc o primăvară frumoasă cu soare, să fiți încrezători, să aveți parte numai de lucruri bune și odată cu reînvierea aceasta a naturii să reînviem cu toți și să fim cea mai bună variantă a noastră, să nu ne mai comparăm, să nu ne mai uităm în stânga, să nu ne mai uităm în dreapta, să fim cea mai bună variantă și cea mai puternică variantă a noastră de până acum. Asta vă doresc eu din tot sufletul meu. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Acum vă las, vă pup și până data viitoare să fim fericiți! Paște fericit sau o primăvară superbă! Pa, pa! Thank you.